Potrivit astronomilor, ora oficială de vară este aplicată între ultima duminică din luna martie și ultima duminică din octombrie. Astfel, la noapte, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar 30 octombrie, având 25 de ore, va fi cea mai lungă zi a anului. Toate trenurile de călători care trebuie să plece din stațiile de formare după ora 4 vor respecta noua oră a Europei Orientale. Cei mai mulți severineni spun că nu vor fi afectați de schimbarea orei. Ba chiar din contră, unii dintre noi se bucură pentru că vor dormi mai mult, noaptea fiind de mâine mai lungă decât ziua. Nu ne afectează că deoarece suntem obișnuiți. Am prins-o mai de mult. Normal, o zi, două până ne mai acomodăm, dar după aceea e bine. Nu mă afectează cu nimic, eu sunt pensionar și tot atât adorm. Pentru nepoțică va fi mai greu câteva zile până se va obișnui, apoi totul reintră în normal. Îmi place că noaptea o să fie mai lungă și o să mă pot trezi de dimineață mai puternică și mai voioasă să plec la școală. Specialiștii spun că afectați de ora de iarnă vor fi cei care sunt obișnuiți să doarmă 3-4 ore pe noapte, pentru că se vor simți obosiți. Se va întuneca la orele după amiezii, iar matinalii au încă o oră de lumină dimineața. Pentru a nu simți trecerea de la ora de vară la cea de iarnă, specialiștii ne sfătuiesc să ne punem la somn mai târziu sâmbătă seara și să ne trezim așa cum suntem obișnuiți. Cei mai bulversați de trecerea la ora de iarnă sunt copiii, care vor fi morocănoși sau nu vor avea poftă de mâncare.